Este în pericol în acest moment Republica Moldova? Am văzut analiști care susțin că planul lui Vladimir Putin practic ar include și invadarea Republicii Moldova după Ucraina. Sigur că ar fi greșit să spunem că nu este în pericol, mai ales că Republica Moldova nu se bucură de aceleași garanții de securitate ca România, nu este NATO și nu are nici forța militară a Ucrainei. Însă nu cred că Putin, mai ales în acest moment complicat pentru el, va avea de gând să facă vreo mișcare în privința Republicii Moldova. Mai ales că partenerii noștri din Republica Moldova au spus foarte clar că obiectivul lor numărul unu este aderarea la Uniunea Europeană, ne vorbind ceva cu privire la NATO. Deci își doresc în continuare să păstreze această calitate de zonă de buffer, de tampon între URSS-ul sau Rusia lui Putin și Uniunea Europeană sau țările NATO. Deci din punctul meu de vedere nu văd în acest moment un pericol, dar având în vedere vremurile pe care le trăim, pot fi lucruri imprevizibile. Într-un război orice se poate.